Le și îți bun venit la un nou clip, bun venit la un nou comparativ de parfumuri și de data aceasta avem un comparativ foarte interesant. Este un comparativ pe care îl pregătesc de foarte mult timp, drept urmare, ca să nu pierdem vremea, hai să vedem despre ce este vorba. Păi este vorba despre rege, despre regele Aventus, nu? Știe toată lumea, știe toată lumea că este regele parfumurilor, conform discursului prestat de către specialiști în ciubucăreală din mediul online. Iar contra candidatul său din această comparație este un parfum mult mai ieftin, mult, mult mai ieftin, un parfum care însă vine sub formă de ulei parfumat și care, așa cum am mai spus-o, cel puțin în ultimii doi ani de zile, mătură pe jos cu regele Aventus. Mai mult decât atât este o clonă și este cea mai bună clonă, este o replică 1 la 1, dacă vreți, a lui Aventus. Vorbesc despre Armaf Club de Nui Intense Man Perfume Oil. Adică această sticluță de 20 de ml, care în mod teoretic ar trebui să te ajungă câțiva ani buni, în contextul în care s-a lansat noua variantă, care vine în sticla, hai să zicem, pătrățoasă și care are 18 ml. Dacă vreți ce este mai bun, luați varianta inițială, originală, cu ghilemel de rigoare, și anume sticluța asta la 20 de ml. Vorbim despre două parfumuri care au aceeași compoziție. Plus sau minus unu sau două elemente, în mod deosebit lipsește ambroxanul de aici, pe când în Aventus este prezent. În rest, propriu zis, aceleași tonuri. Avem un mod evident bergamotă, coacăze negre, măr, lămâie, piper roz, desigur, ananas, care este inconfundabil și care este obligatoriu asemănat în orice compoziție cu Aventus. De asemenea, avem paciuli, iasomie... Nestea în Mosc, mult de stejar, lemn de cedru și în cazul lui Aventus, Ambroxan. Aceeași compoziție o avem și în Club de Noi Intense Man Perfume Oil, fără nota de Ambroxan. Bun, despre ce este vorba? Este vorba despre două parfumuri masculine, două parfumuri foarte frumoase. Eu n-am spus niciodată că nu-mi place Aventus sau că știu eu. Am spus doar că nu-mi place din punct de vedere al hype-ului artificial creat în jurul acestui parfum, asta și în contextul în care parfumul ăsta de când a apărut pe piață, a suferit nenumărate reformulări. Pentru că el a apărut prima dată în 2010, și de atunci cred că au trecut cel puțin 5 reformulări peste Creed Aventus. Ceea ce a dus și la deteriorarea calității compoziției și în mod deosebit a performanței. Mai ales a performanței. Motiv pentru care, din punctul meu de vedere, parfumul ăsta este un parfum care nu merită achiziționat. Nu în acest context. Nu raportându-te la prețul pe care trebuie să-l plătești. Contextul în care Casa Creed are compoziții mult mai frumoase, după umila mea părere, și care pot fi achiziționate la un preț puțin mai mic decât ceea ce plătești pe Aventus. Dar să zicem că ești un consumator care nu poate trăi fără Aventus. Este parfumul tău semnătură. Este parfumul fără de care tu nu poți trăi, nu te poți trezi dimineața și nu poți respira, nu poți fi productiv într-o zi pentru că nu-i resimți aroma la nivelul pielii tale. Să zicem că e genul ăla de consumator care în momentul în care s-a lansat Aventus ai fost dat pe spate și ai să zicem mai rămas marcat pentru tot restul vieții tale de frumusețea acestui parfum. Dar, dar totodată, nu mai ești dispus să plătești prețul pe care îl cere Creed. Pentru că deși l-au tot reformulat și au tot scos tot felul de ediții, aniversare și așa mai departe, vezi ediția aniversară de 10 ani, prețurile au crescut considerabil și vrei să continui să miroși la fel, să te bucuri de mireazma sa, dar vrei la un preț mai accesibil și, dacă se poate, să și performeze. Și nu numai că să performeze bine sau acceptabil, ci să performeze uluitor. Ei bine, atunci intră băiatul ăsta în scenă. Club de noi Intense Man, Perfume Oil. Există și gama de produse ale celor de la Armaf, sub formă de apă de parfum, apă de toaletă și așa mai departe care sunt tot replici ale lui Aventus, doar că acolo se simte că nu este aceeași calitate. Aici se elimină în primul rând, fiind un ulei parfumat, se elimină noțiunea de alcool. Tot ceea ce rămâne nu este nimic altceva decât ingredient natural. Și vei aprecia din plin acest lucru, mai ales că sunt ingrediente de foarte bună calitate. Mai mult decât atât, deși de regulă, uleiurile parfumate, sau parfumurile care vin într-o astfel de concentrație nu sunt parfumuri care performează senzațional, fiind parfumuri care stau mai degrabă mai apropiate de nivelul pielii comparativ cu cele tradiționale ăsta reușește să performeze pur și simplu uluitor, cel puțin la nivelul pielii mele, ăsta este cazul de când îl dețin de aproximativ 2 ani de zile cred și vedeți și voi că deși am folosit am suficientă cantitate cât să mi-ajungă probabil o viață întreagă așa arată bagheta de sticlă pe care o folosești ca să aplici parfumul la nivelul pielii. Asta este propriu zis procedeul prin care îl aplici și mirosul este absolut, absolut încântător. Începe cu o bergamotă foarte efervescentă și foarte suculentă comparativ cu Crida Aventus și în Aventus tot așa începe, dar parcă nu este la fel de efervescentă, la fel de suculentă. Mai bine zis, intensitatea este mai ridicată în varianta celor de la Armaf după care, în mod inevitabil, apare nota de ananas și este absolut fantastic interpretată. Foarte delicioasă, foarte proaspătă, foarte revigorantă, în combinație cu absolut toate tonurile alea citrice, în combinație cu nota de coacăz negru, care se regăsește în ambele compoziții, și mai mult decât atât, proiectează în mod surprinzător. Am purtat parfumul ăsta, indiferent de anotimp, că a fost primăvară, că a fost iarnă, că a fost vară, l-am purtat și n-am avut nici o mică problemă din punct de vedere al comportamentului său la nivelul pielii. Pur și simplu uluitor de fiecare dată. Fiecare dată este o încântare să-i resimți aroma. Asta în contextul în care te raportezi la Creed Aventus. Parfumurile sunt similare. Aș îndrăzni să zic chiar identice în cazul de față. Cu toate acestea însă diferențele există. În primul rând din punct de vedere al calității pentru mine, în mod foarte curios, armaful este mai calitativ în al doilea rând din punct de vedere al performanței și în al treilea rând din punct de vedere al raportului preț-calitate-performanță, la care orice consumator inteligent ar trebui să se raporteze. Nu să se ducă și să cumpere orbește lucruri doar pentru că sunt lăudate, glorificate în mediul online de tot felul de plasatori de produse, al căror interes nu este nimic altceva decât să vă ia vă banii din buzunar. Așa fel încât să-și facă și ciubucul pentru serviciile prestate pentru diverse, hai să zicem, companii care produc astfel de lucruri. Creed Aventus nu este un parfum rău, să ne înțelegem foarte clar. Este un parfum foarte bun. Performanța pentru mine, ca și specific de consumator, ca și specific de împătimit, este decentă. Nu este grozavă, nu este satisfăcătoare, este doar decentă. Pe pielea mea, Creed Aventus stă undeva în zona de 6, maxim 7 ceasuri, cu o proiecție și cu un siaj moderat. Pe pielea mea însă, Armaf, club de nu intens men, Perfume Oil stă dublu, iar intensitatea este de asemenea dublată. De mare, la nivelul pielii mele, ăsta este un parfum monstruos comparativ cu ăsta care este doar decent și nimic mai mult. Este un parfum calitativ, dar, din punctul meu de vedere, nu la fel de bun precum ăsta, care este mai ieftin. Pentru 20 de ml de ulei parfumat, club de nu Intense Man, plătești undeva la 50 de euro. Ăla este prețul. Pentru 50 de mililitri de Creed Aventus plătești undeva la 250 de euro. De mare faceți voi calculul și vedeți care este mai ieftin și raportați-vă după aia și la performanță. Pentru că este foarte importantă, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă îți un parfum, îți dorești să-i resimți aroma o perioadă cât mai îndelungată de timp. Există anumite circunstanțe, există anumite ocazii, anumite situații când nu-ți dorești ca parfumul ăla să fie extrem de invaziv cu simțurile, cu cei din jurul tău, când vrei să fie puțin mai inofensiv, puțin mai subtil. Dar, în cazul de față, pentru că mirosul este foarte plăcut și nota aia de ananas și buchetul ăla de citrice, combinate cu tonurile fumurii, cu tonurile lemnoase, care vin dinspre lemnul de mesteacăn, care vin dinspre nota de cedru, totodată, ai și nota de paciulii foarte frumoasă, în cadrul compoziției, totuși îți dorești ceva puțin mai mult. Ca și evoluție, cele două parfumuri sunt de asemenea similare. Încep la fel, se continuă la fel, se termină la fel. Diferența majoră dintre cele două fiind intensitatea și durata în care se desfășoară aceste lucruri. Iar câștigător din nou este Armaf Club de Nu-Intensement Perfume Oil. Pentru cei care sunt interesați să aibă ceea ce oferă acest produs, dar la un preț semnificativ mai mic, o performanță și o calitate mult mai bună, eu le recomand cu absolut toată tăria să caute această compoziție, dacă o găsesc, să o achiziționeze. Este o compoziție atât de frumoasă încât poți să o achiziționezi implicit orbește. Uite, de data asta vă zic, sau vă recomand dacă vreți, implicit să cumpărați orbește această compoziție, pentru că este bună, este ceva safe, nu poți să dai greș cu ea. Mai mult decât atât, este un parfum foarte versatil. Poate fi purtat indiferent de scenariul de temperatură, indiferent de anul timp, de sezon și indiferent de ținută și de eveniment. Poți să-l porți și casual, poți să-l porți și semiformal, poți să-l porți și formal la un eveniment important, la o ținută de gală, pentru că parfumul are specificul de a se adapta oricărei situații, de a atrage complimente dar se face remarcat. Este genul ăla de parfum care satisface toate gusturile, chiar și gusturile profane, dacă vreți, dar, în fond și la urma urmei, la final, când trageți linie, trebuie să vă gândiți de ce buget dispuneți și cât doriți să investiți în așa ceva. Din punctul meu de vedere, nu este redundant să le deții pe ambele în cadrul colecției. Vezi cazul de față. De ce? Foarte simplu, tocmai datorită specificului fiecăruia și anume în momentul în care doresc ceva puțin mai subtil la, știu eu, o ținută, la un eveniment unde nu vreau neapărat să ies în evidență sau, de exemplu, dacă vreau să-l port la birou, lucru la care se pricepe de minune Aventus, atunci îl port pe ăsta. Dacă vreau să, nu știu, să port același lucru, dar în condiții puțin mai diferite, știu eu, poate mai mult în aer liber, nu într-un spațiu restrâns, cum este cel de birou, sau la alte evenimente care se desfășoară în aer liber și așa mai departe, atunci prefer să-l port pe ăsta. Și implicit, în temperaturi scăzute, prefer să-l port pe ăsta, tocmai datorită faptului că performează mult mai bine. De urmare, nu este redundant să le deții pe amândouă. Nu te încurcă cu absolut nimic să ai opțiuni în cadrul colecției dacă te pasionează subiectul, dar pentru cetățenii obișnuiți, în primul și în primul rând, care probabil sunt atrași, sunt acaparați de mitul, de legenda regelui Crida Ventus, eu le-aș sugera să plece urechea foarte bine la ce v-am spus în clipul ăsta și să meargă pe varianta asta strict din punct de vedere al, hai să zicem, siguranței financiare. Nimic mai mult. Ca întotdeauna recomandarea mea de bază pentru voi rămâne să testați produsele în prealabil. Implicit, pe astea două, concomitent, așa cum o fac eu, așa cum le port eu, pentru că eu am purtat și Aventus și Club de Nui Intense Men Perfume Oil în același timp. Că am văzut exact cum stau lucrurile. De urmare, vă recomand și voi să faceți același tip de experiment, dacă aveți disponibilitatea, dar în orice caz, sunt două parfumuri cu care nu poți să dai greș. Depinde strict de opțiunea voastră, până la urmă, eu zic că nu ai cum să dai greș cu niciunul dintre ele tocmai în contextul și în ideea principală, generală și de bază, că sunt propriu zis unul și același parfum. Diferența fiind de intensitate, de calitate și, bineînțeles, de performanță, care este net, sau care sunt, mai bine zis, net în favoarea produsului de la Armaf. Nu vă lăsați descurajați de flaconul ăsta mic, de doar 20 de mililitri. Atenție, cu ăsta nu pulverizați pe voi, pe haine și așa mai departe. Folosiți bagheta aia de sticlă cu care aplicați pe piele și garantat vă va ajunge foarte, foarte mulți ani de acum înainte, comparativ cu o sticlă tradițională de Creed Aventus, pe care, în funcție de modul vostru și stilul vostru de utilizare, o veți epuiza mult mai rapid, după care veți fi obligați, teoretic obligați, să reachiziționați alta. Pentru cei interesați să testeze, aveți la dispoziție partea de testare pe care eu vă ofer, partea de decantare, aveți site-ul Parfumeria Gavo. .ro. acolo găsiți lista actualizată la zi cu absolut toate produsele, cu absolut toate informațiile necesare din punct de vedere al acestei activități. Eu mă opresc aici, acesta este comparativul dintre Aventus și Aventus, ar trebui spus cel mai corect. Ne vedem data viitoare, ca întotdeauna vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Numai bine!